Crina nu va uita niciodată această zi de coșmar. Mama și tata s-au certat foarte tare și el a spus că nu va mai tolera bătăile ei de joc. În acea seară, tata a intrat în camera copilului său de 5 ani și a privit-o cu lacrimi în ochi. El s-a așezat lângă ea și a zâmbit trist, mângâindu-i obrazul. Crina l-a îmbrățișat pe tata și i-a spus că îl iubește foarte mult. Și eu te iubesc, dragă, dar nu pot face nimic. În viață, aceasta se întâmplă când mama și tata nu mai pot trăi împreună. Trebuie să vă părăsesc. În niciun caz nu ar trebui să crezi că te-am abandonat, pentru că dacă ar fi voia mea, nu aș. Pur și simplu, mama, mi-e teamă că scandalurile noastre ar putea deveni mai grave. Nu vreau să o rănesc pe ea sau pe tine, de aceea voi pleca. Dar o să te vizitez des. Crina plângea și îl ruga pe tata să nu plece. Ei și-a strâns brațele în jurul gâtului lui și scâncea. Dar mama intra și a strigat să nu se mai poarte așa, dacă nu vrei să rămână fără dulciuri și jucăriile ei preferate. O să le dau pe toate unei fetițe străine, ai înțeles? Țipă mama. Crina s-a oprit din plâns, dar a continuat să-și îmbrățișeze tatăl, tremurând puțin din cauza lacrimilor care nu încetau să-i curgă pe obraj. Pentru a nu agrava situația și a înfuria soția, Vasile i-a dat jos mânuțele fiicei sale și s-a ridicat în picioare. Inima i s-a strâns și nu voia să se desprindă, provocând dureri insuportabile. Bărbatul s-a uitat pentru ultima dată la fetiță, care și-a strâns buzele și și-a mânjit ochii pentru a nu izbucni din nou în lacrimi, stârnind astfel mânia mamei sale. Lacrimile îi curgeau pe obraj, iar Vasile voia să ia copilul cu el, dar știa că legea nu era de partea lui. În cel mai bun caz, copilul pur și simplu va fi luat și dat mamei, iar în cel mai rău caz, ar putea chiar să meargă după gratii. Fără tragere de inimă, bărbatul a plecat. El se îndrepta spre oprire, lacrimile îi curgeau pe obraj, iar chipul fetiței îi tot apărea în față. Crina îl va considera un trădător, iar dacă Maria își va pune la cale fiica, atunci ea nu va dori deloc să-și cunoască tatăl. Vasile nici măcar nu se îndoia de acest lucru. Oricât de dureros nu i-ar fi fost, el a fost nevoit să plece, pentru că scandalurile cu soția sa ajunseseră într-un punct atât de critic, încât i-a fost teamă că într-o zi nu va mai putea rezista și o va lovi. El nu voia ca certurile să aibă loc în fața copilului și să rănească psihicul fragil al fetiței. În timpul procesului de divorț, Maria a cerut ca lui Vasile să-i se interzică să se întâlnească cu fiica sa. I-a adus-o chiar și la psihologi, care au confirmat că cel mai bine ar fi ca fostul soț să nu comunge cu fetița. Și el nu putea încălca interdicția, nu pentru că i-ar fi fost frică să meargă la închisoare, ci pentru că i-a crezut pe psihologi. La urma urmei, Crina era încă foarte mică, era imposibil să te joci cu psihicul ei. Vasile nici nu se aștepta să-și vadă fosta soție cu un alt bărbat de la o săptămână după divorț. În capul lui a apărut gândul că i-a început în mod deliberat aceste scandaluri pentru a-l face să se simtă vinovat, pentru a-l obliga să părăsească familia și să înceapă o nouă relație. Poate că el cunoștea pe acest nou bărbat deja de mult timp. Un singur gând îl bântuia. Cum fiica l-a acceptat pe noul tată și dacă acesta nu o jignește? Crinei nu i-a plăcut noul soț al mamei, așa femeia l-a numit pe bărbatul care a venit în casă. Fata nu a spus-o direct, dar i-a visat că tate se va întoarce și o va lua cu el. Cu el era mult mai bine. El o iubea mai mult decât o iubea mama și citea povești înainte de culcare, în loc să stingă luminile și să iasă din cameră. Într-o zi, mama i-a spus Crinei că acum fiica ei ar trebui să-l numească tată pe nenea Boris, dar fata nu a vrut să o facă. El avea pe propriul ei tată, Vasile, și ea îl iubea. Îi era dor de el și spera că va veni să o viziteze, așa cum i-a promis. Cu toate acestea, tata nu venea. Crina se uita adesea pe fereastră, dar nu-și vedea tatăl. Ea a început să creadă că el uitase de ea și era foarte tristă. Boris, noul soț al mamei, era o persoană foarte emoțională și cu temperament iute. Când fata a zis din nou nenea Boris, acesta se nervase și a strigat. Pe gardă scris nenea Boris, iar eu îți sunt tată. Ai înțeles? Tată! Nu mi-ești tată! A strigat fetița și a fugit în camera sa. Maria se uită la bărbat și clătina din cap. Ea încerca să-i explice că nu ar trebui să țipe la fiica ei, dar el nu a vrut să asculte nimic. Tu mă iubești? Întrebă el. Atunci dă-ți fiica mamei tale și hai să trăim fără ea. Boris, cum
adică să o dau? Ea e fiica mea, oftă Maria. Fiică, fiică, alege atunci, fiica sau eu. Dacă ea nu-mi spune tată, te voi părăsi. Iar al ei, nenea Boris, mă irită foarte tare. Nu vrei să fii mereu supărat, scumpo? Maria și-a strâns buzele și-a clătinat din cap negativ. Ea a intrat în camera fiicei sale, ce stătea pe pat cu mâinile în jurul picioarelor. Crina nu s-a dat de mult timp la desene animate, pentru că mamei îi era prea lene să le pornească și să le monteze, iar tatăl o făcea mereu și telefonul său nu îi lădea să se joace. Mamă, alungă-l, întoarce-l pe tata, ceru fata. Tata este foarte bun. Maria se întunecă. Ea nu știa cum să-i explice copilului că acum iubește un alt bărbat. Ea oftă din greu și clătină din cap. Acum, tatăl tău este Boris. Spune-i tată, de altfel te trimis să locuiești la bunica. Eu vreau la bunica, răspunse Crina. Iar mama și-a ținut promisiunea. Ea a împachetat lucrurile fiicei sale și a dus-o la mama ei, care locuia într-o altă zonă. Bunica era foarte fericită că a venit nepoata la ea, dar ea nu-și înțelegea fiica. Nu putea recunoaște persoana pe care a crescut-o și educat-o. Ea nu aprobase alegerea Mariei, dar nu a refuzat să o ia pe Crina la ea. Odată, în timp ce se plimba, Crina auzi o voce familiară. El a văzut pe tata și s-a repezit fugă la el. Îmbrățișându-l, ea a plâns în tăcere, pentru că nu avea putere să țipe. Se spune că copiii de vârsta ei nu pot așa plânge, dar ea a făcut-o. Lacrimi de fericire curgeau pe obrajii atât ai ei, cât și ai tatălui. Vasile i-a mulțumit fostei sale soacre pentru că i-a spus că fetița locuiește acum cu ea. El a început să-și viziteze des fiica și să-i aducă diverse cadouri. Când Crina a plinit 10 ani, instanța și-a luat decizia și i-a permis fetiței să locuiască cu tatăl său. Maria nu avea nimic împotrivă, deoarece ea și Boris aveau propriul lor copil. Crina a crescut împreună cu tatăl ei și se vedea des cu bunica. Fetei îi plăcea foarte mult de noua soție a tatălui. Ea nu a cerut să fie numită mamă, deși de multe ori și-a dorit să facă aceasta, pentru că se purta mult mai bine decât propria ei mamă și avea grijă de copil ca și cum ar fi al ei. Crina era fericită alături de tatăl ei, dar cu mama sa ea se întâlnea foarte rar și nu o cunoștea pe sora sa mai mică. Ea nu voia să facă cunoștință cu acea altă fată pe care mama ei o iubea, spre deosebire de Crina. Era prea dureros și trist. Crina, chiar și la universitate, a tot încercat să dezlege misterul. De ce mama ei a tratat-o așa? De ce și-a făcut atât de ușor alegerea în favoarea unui alt bărbat? După absolvirea universității, fata a cunoscut un băiat minunat. Ei au început să locuiască împreună, dar fata își vizita adesea tatăl și bunica. Ea îi iubea foarte mult și le-a fost recunoscătoare pentru iubirea pe care i-a oferit-o. Într-o zi, Crina a primit un apel de la mama sa. Fata a fost surprinsă pentru că a vorbit cu ea recent și ea suna nu mai mult de o dată pe lună. Crina, draga mea, ce mai faci? Întrebă mama cu o voce falsă. Fata a fost complet uimită de cuvintele ei. A devenit neplăcut pentru ea și a fost imediat clar că mama ei sună cu un motiv anume. Probabil avea nevoie de ajutor. Totul în regulă, răspunse fata pe un ton sec. Ea nu mai avea nevoie de iubire și grijă maternă și nu era pregătită să accepte și să ierte femeia care a abandonat-o cândva. Crina, tu muncești acum undeva, nu-i așa? Muncesc, răspunse fata. Dar de ce întrebi? La noi așa s-a primit că Boris a fost concediat de la locul de muncă. Poate aveți nevoie de un programator. Tu lucrezi într-un birou, nu-i așa? Lucrez într-un birou, dar nu avem niciun loc liber. Crina nu a vrut să-l vadă pe bărbatul care a cerut să-l numească tată. Ea a fost dezgustată de ideea de a lucra cu el în aceeași companie. În plus, într-adevăr, nu erau locuri vacante, pentru că ea se ținea să lucreze în compania lor, de teamă să nu pierdă un loc atât de bine plătit. Da, ce păcat! Dragă, dar tu lucrezi ca traducător, nu-i așa? Mama cunoștea prea multe despre viața fetei, deși Crina încerca să nu-i spune nimic despre hobby-urile și interesele sale. Probabil bunica i-a povestit, dar fata nu era supărată pe ea, pentru că o iubea prea mult. Ea și-a făcut doar o notă, numai decât să vorbească cu bunica și să o roage să nu mai spună nimic mamei. Știi totul, de ce mă întrebi? Crina a pus o întrebare contrară. Ca să știu, tu nu-mi spui nimic despre tine, ai uitat complet de mama. Dar mama a vrut ca să-mi amintesc de ea, întrebă fata, începând să devină nervoasă.
Observând starea ei, iubitul fetei a venit și a început să o mângâie încet pe spate. Hai să ne lipsim de insulte și reproșuri reciproce, bine? Dacă lucrezi ca traducător, atunci nu-ți va fi dificil să te ocupi cu Anastasia. Ea trebuie să fie instruită puțin în engleză. La urma urmei, ea este sora ta. Crinaș trase adânc aer în piept ca să nu-și lase emoțiile să-i scape. Voia să râdă isteric și să-i spună mamei sale că Anastasia era nimeni pentru ea și că nu o cunoștea. Dacă ai fi o mamă bună, ai ști că eu sunt traducător de limbă chineză și nu de engleză. Și nu voi învăța pe nimeni. Anastasia este nimeni pentru mine, la fel ca și tine. Și te rog, nu mă mai suna. Crina nu și-a lăsat mama să spună niciun cuvânt și a pus receptorul. Ea s-a întors către iubitul său și l-a îmbrățișat. Am procedat greșit, nu e așa? Ai procedat destul de corect. Mama ta este bunica ta, a susținut-o el. Și mai bine ar fi să-ți schimbi cartela SIM pentru a întrerupe comunicare cu o femeie care nu a vrut să te cunoască. Crina zâmbi și cuvință din cap. Anterior, ea credea că ea și mama ei au o șansă de a-și îmbunătăți relațiile, dar acum și-a dat seama că șansa ei nu era și nici nu va fi. Și ea a decis că îi va schimba numai decât numărul de telefon, dar acum deocamdată va pregăti o cină delicioasă, pentru că tata trebuie să vină la ei în vizită. Vă mulțumesc mult pentru audiție și vă rog să scrieți părerile voastre în comentarii. A procedat oare corect Crina cu mama sa? Vă doresc o seară cât mai plăcută. Pe curând!